dar vă deranjăm cu o bucurie, zicem noi. Eu mă numesc Valentin Bărănescu, sunt directorul de la Mesagerul de Neamț și întâmplător director la Nou Ziar, pentru care ne-am adunat aici cu munților. Aici este pricinatul din cauza căruia s-a întâmplat totul, domnul profesor Daniel Diaconu. Ce să vă spun? E un prilej de bucurie că putem face un ziar care să se adreseze unei zone speciale din județul Neamț și nu numai. E o bucurie că v-ați adunat alături de noi aici. Sperăm să încăpem cu toții, chiar dacă mai vin, ne mai strângem, mai vedem cum facem. Eu nu vreau să vorbesc foarte mult, că nu sunt obișnuit să vorbesc în public. Vreau doar să vă spun că acest ziar va trăi numai dacă toată comunitatea va fi alături de el. Este un ziar în care vrem să prezentăm lucrurile frumoase, bune, ce a fost în trecut, ce este în prezent. I-aș invita pe toți din zonă să nu fie modești și când au ceva de prezentat să spună, și mă refer în primul rând aici la cei din școli, se fac lucruri deosebite și de obicei nu se spun lucrurile astea cât ar trebui să spună. Pentru cei din administrație, care și ei fac lucruri deosebite, câteodată foarte bune, câteodată bune, și nici ei nu spun întotdeauna tot ce trebuie. Oameni, dacă cunoașteți oameni deosebiți, întotdeauna adresați-vă celor la redacție și o să vedeți că lucrurile vor merge foarte bine. Nu este un ziar scris de profesioniști. Este un ziar scris de oameni care în viața de zi cu zi fac altceva. Noi, de la Mesager, am asigurat un suport tehnic. În rest, n-am avut niciun fel de altă contribuție. De aceea, eu mă retrag și îl las pe domnul Daniel să vă spună ce are de spus. Numai bine! Mulțumesc pentru prezență. Este o adunare românească deosebită. Asta a fost scopul nostru. Nu neapărat să lansăm o revistă. Ne-am dorit să ne întâlnim cât mai mulți români și ideea a fost să trecem cumva peste granița asta nefirească de la Cumpăna Munților și avem alături de noi și reprezentanța a comunelor din Harghita, Turgeș sau Corul, partea vechiului ținut al Neamțului. Ne dorim să-i aducem aproape și pe cei de la Broșteni, deja avem niște tatonări. De asemenea, alte localități ni se vor alătura. Bună ziua și bine ați venit! Bine să ne simțim bine în această atmosferă. Cernat mă numesc Ioan, sunt președintele Galcea Hlău, Văcar. Nu-mi e rușine, am terminat școala tehnică de aviație, nu e nicio problemă. În primul rând, mulțumim domnul Daniel pentru ideea avută. De fapt, noi de vreo jumătate de an cochetăm și căutăm prin următorul program PNS, PNR, să facem o editură în zona noastră. Am găsit formă. Avem acum, dacă la nivel egal s-ar putea să ne extindem Turgeș, Corbu, suntem de zonație. Nu știu dacă a ajuns de la Bicaschei domnul cineva, a vorbit cu domnul Oniga. Nu. Schimb Bicaz Ardeal prin domnul primar Bârsan. Bistrița, am mers la Alexandru cel Bun, fiindcă suntem pe același curs. Nu, cred că trebuie să citesc. Ilinca este elevă în clasa 8-a la școala Grigore Ungureanu din Ceahlău. A început să cânte la chitară la vârsta de 7 ani alături de George Sărluceanu. La 11 ani a terminat școala populară de arte, Carmen Seculare, Piatra Neamț, secția chitară. Și pentru că este decembrie, da, te uită cu minte decembrie, nu cu adevărat. Geamuri, iubito, privește. Mai
Spune să aducă îngerate și focul să aud cum trosnește. Și mâna fotoliul spre sobă, la holă să scul vigilia. Sau zilele mele tot una, aș vrea să ne învăț sinfonia. Să dea acestor triști copii întreagă datoria noastră. Dar haideți să ne hotărâm ca la această sărbătoare să vină de pe acest tărâm un Moș Crăciun la fiecare, și eu, și tu, și el, și ea, sub viscolirile celeste, la noapte ne vom transforma în Moș Crăciunii din poveste. Și să avem în minți mereu că, peste orice păcate, un moș e însuși Dumnezeu, ce ne învață acestea toate. Hei, omule cu suflet bun, frumos e rostul ce-ți revine, să fii și tu un Moș Crăciun al celor mai săraci ca tine. Și nimic nu e întâmplător, să știți, dacă alegem să fim un Moș Crăciun sau nu, dar de data aceasta am ales bine poezia, fiindcă doamna profesoară Dumitrina Erhan și Cătălin Popovici vor colinda, vor veni cu Ane Colinda. În fie ce casă, stele
se așează pe drum. Lumină curată în scrum și spală și iartă și lasă curată în fiice casă, curată în fiice casă. E marea naștere iară, când îngeri spre oameni coboară. E mare nou început, un cânt de plăcut. E marea naștere iară, când îngeri spre oameni coboară. E mare nou început, un cânt de plăcut. Iată-i, și ei nu doar imagine sunt, ci și sunet, după cum putem asculta în continuare. Haideți să auzim sunetul buciumului! Thank you.
frumoasă, totuși vin sărbătorile, nu? Să-și privirea, căci poate vezi toată.